Bună ziua, bună ziua, ce mai faceți, ce mai ziceți, care vă mai e viața voastră? Bă, și eu fac bine, mulțumesc de întrebare. Am intrat și eu după o perioadă de inactivitate, după o perioadă în care mi-am abandonat ferma, așa cum scrie și în titlu, o perioadă de aproape 8 zile în care n-am intrat nici măcar puțin pe server, de fapt mint. Cred că sunt de fapt 7 zile, pentru că după 7 zile am intrat, asta însemnând acum 2 zile, și totodată am intrat și ieri. Prima dată am intrat să-mi alimentez cu apă SRL cu ciuperci și după care a doua zi, adică ieri, am intrat să-mi pregătesc o platformioară cu paleți pe care urmează să-i vând, să mai fac niște bănuți. Ei bine, am început clipul din poziția asta, din locul ăsta, pentru că nu mi-explic cum mama naibii a ajuns clasul ăsta, tractorul ăsta cu cisterna în poziția asta. Eu nu mi-amintesc să le fi lăsat aici. Pur și simplu nu știu ce s-a întâmplat de ieri până astăzi. Eu mi-amintesc că le-am parcat. Și chiar dacă nu le-aș fi parcat, de ce aș fi lăsat eu tractorul cu cisterna aici? Adică nu aveam la ce să-l folosesc în zona asta. Dar dacă tot suntem aici, hai să dăm o spălare la panourile solare. Asta pentru un venit pasiv în plus. Merge, mă. Bun, n-am avut timp să intru. Lucrez 12 ore, 4 cu 4. Și ați putea spune, da, puteți să fii inactiv 4 zile, nu 7. E, când sunt liber, tot ce fac este să mă odihnesc. Pentru că prima mea zi liberă, spre exemplu, se desfășoară în felul următor. Ies dimineața la 7, vin acasă, fac un duș, poate mănânc, poate nu, mă pun să dorm și mă trezesc după ora prânzului. Deci deja prima zi din ziua mea liberă e dusă. Așa că mai rămân decât 3. Și am intrat, așa cum v-am zis, să-mi aprovizionez serele cu apă și spre surprinderea mea, serele mele încă au apiță. Asta înseamnă că în ultimele 48 de ore e posibil să nu fi intrat niciun vecin pe acilișa prin sat. Pentru că de obicei când îmi aprovizionam cu apă serele, după 4-5 ore când reintram pe server, nu mai găseam apă în sere și găseam bănuți destul de mulți în contul fermei mele. Asta înseamnă că băieții probabil au treabă sau, nu știu, poate se ocupă cu altceva. De ce n-am eu chingile puse? Doamne, uite, vezi, alt lucru dubios. Știu că am lăsat să-mi chingile ieri. Gata, mă. Bun, ce vindem noi aici? Păi vindem niște paleți cu lână. De ce fac asta? Chiar dacă îmi trebuie la fabrică, nu mai vreau să-i stochez, vreau să-i vând, pentru că momentan fabrica este full. Deci e full de o săptămână și e full cu lână. Bine, acum nu mai e full, că văd că s-a actualizat aparent fix când am zis treaba asta. Bine, cred că era full ieri când am încărcat paleții. Acum spawnându-se și ăștia 4, mi s-a dus la jumătate. Dar oricum, am suficientă lână, producția de lână a început să nu mai fie o problemă. În schimb, o problemă a devenit producția de scânduri lungi. După cum știți, eu luam scândurile lungi de la domn primar. Dar domn primar, din câte am observat eu, nu prea mai mi-asigură stocul de scânduri lungi. O să mă duc să verific asta, ca să nu zic vreo prostie și de fapt să am scândurile acolo. Deși am verificat acum 2 zile și n-aveam nici măcar, nu știu, o frimitură de rumeguș, da mai, da baritemii scândură. Dar totuși, haideți să verificăm, să nu vorbim așa în necunoștință de cauză. Dar nu, că se vede de aici, nu e absolut nimica. Ori a pus fabrica direct pe vânzare automată, ori are alte contracte prin sat și cumva nu mai vrea să colaboreze cu noi. Poate de când am primit amenda s-au răcit și relațiile, habar n-am ce s-a întâmplat. Însă iau în calcul să-mi plasez propriul sawmill, practic să-mi plasez propria posibilitate de a-mi face scândurile necesare pentru fabrica de jucărioare. De ce? Pentru că nu vreau să renunț la fabrica asta, adică nu aș vrea să fie în paragină, n-aș vrea să o abandonez, n-aș vrea să o vând, n-aș vrea să o distrug, pentru că e o sursă de venit destul de mare și, sincer, nici nu-mi cere foarte mult, îmi cere lână pe care iau. O iau de aici din dreapta și o arunc în stânga, adică e easy peasy și aș mai avea nevoie de scândură. N-am eu pădure pe care să o prelucrez, copaci pe care să-i prelucrez, însă am câțiva acolo în îndepărtare, dacă vedeți, și până mi-i prelucrez eu pe ea, până o să am nevoie iarăși de alții în afară de aia pe care vedeți acolo, o să-mi plantez alți copaci în zonă. Așa că e o variantă să-mi plasez propriul sawmill. 2 secunde că vreau să văd ce mai am în garaj. Aici am balotiera, ok.
Ăsta de pregătit terenul pentru semănat, cositoarea și contra greutatea, toate la locul lor. Opa, uitați-mi că am remorcă de încărcat baloți, interesant. Și aici am 4 paleți cu ouă. Bun, hai să vedem dacă putem să vindem paleții cu ouă în partea aia, în zona de market. Acolo observați să mir că mi-a dispărut un gard. Acum nu știu dacă s-a scos vreun mod cu vreun gard, dacă e un bug vizual, dacă e o desincronizare. Păi stați că s-a nu prea face față, mâncala așa. Stați puțin. Mamă, JCB-ul aici, bă, ce caută tractarele mele în cele mai dubioase locuri. Eu aveam ferma foarte organizată. Ce, doamne iartă-mă, s-a întâmplat de îmi găsesc utilajele așa aleatorii. Ui fi intrat, bă, ui fi intrat când îmi era somn dimineața. Dar nu e că de obicei dimineața stau puțin pe telefon, mă duc, fac un duș, adică n-am în asta, în rutina mea să intru cu ochii crepiți direct pe server. Dar nu înțeleg, văd că e și parcat frumos, adică așa e o parcare demnă de mine, dar nu e blocul demn de mine, că eu de obicei îl parchez unde trebuie, și anume între casa fermei, acolo în stânga, uite pe aici, pe noua, între casa fermei și fabricuță. Acolo e locul JCB-ului. Bun, uite mă, ăsta n-are nicio problemă, ăsta care fără să schincească nimic. Cu clasul ăla mă cam chinuiam până la magazin, sincer. Făceam foarte mult, aveam și viteză mică de deplasare. Sper să nu cad, ok. Bă, aș putea să iau direct pe teren, întrucât terenul... Bă, e doar pregătit pentru semănată, dar în rest nu am cultură pe el, deci n-am ce să stric. Uite, mi-a apărut gardul. N-a belea că mi-a apărut gardul. Ieri nu aveam gardul ăsta. Cred că a fost o desincronizare de la mine. Deși n-a fost nimeni pe server și de obicei când nu e nimeni pe server nu există probleme din astea. Dar totuși ieri n-aveam gard. Bun, putem să vindem ulei, floarea soarelui, lapte, pâine, zahăr unt. N-avem. Și aici zahăr unt, roșiile de măsline, ouă. Putem să vindem ouă aici. Nu foarte multe, dar putem să vindem. Ia să vedem ce preț luăm la ouă. Mamă, dacă prindem un 50.000, prindem pe drec cu 1088. Păi cu 1088 pot să vând cam oriunde. Nu mai primă prețul ăla mare. Aici nu pot. Și aici iarăși n-am să vând ouă. Păi la banii ăștia nu prea se merită să vând. Mă duc cu toți paleții de la magazin. Eu totuși îi păstrez pe A4 în ideea că mai prind vreun preț de la gen 25.000 per palet de ouă. Și vă dați seama, cu A4 paleți aș face easy 100.000. Văd că am niște lucruri acolo în îndepărtare. Să e posibil să fie un spreader acolo, dacă nu mă înșel, și un sac de... cred că e îngrășământ. Ia să vedem. Știu că am înapoiat ieri câteva utilaje din cele pe care le închiriasem și care îmi tot trăgeau bani din cont. Deci aici avem îngrășământ, ok. Și asta e spreaderul care ar fi... Bine, nu pot să-mi dau seama. Uite, este gol. Bun. Care e statusul terenurilor? Că e foarte important. E foarte important să-mi fac așa o retrospectivă, că n-am mai intrat de mult timp. Deci, sunt fertilizate în primul strat de... Sunt fertilizate o singură dată, vreau să zic în primul strat de fertilizare. Sunt fertilizate o singură dată, de dat cu var nu mai e nevoie pentru că s-au dat cu var. Deci ce urmează acum? Doar să semăn pe ele și după să mai aplic un strat de fertilizator. Bun, păi până atunci pot să o înapoiez ca să nu mai dau chiria iurea la ea. Și în rest ce mai am cositoare? Nu, basea îmi trebuie în niciun caz. Paletul ăsta trebuie să vin pe urmă să-l iau. Și mi se pare că mai am niște paleți pe terenurile astea două dincolo de... autostradă, cum o numiți unii dintre voi. Așa că merg să verific. Momentan încă sunt în faza de recunoaștere a fermei. Să nu intri de mai bine de o săptămână. E ceva. Ok, și aici am 4 palezi cu... Mamă, 5 aparent. Îngrășământ. Bun, păi și cu spreaderul ce am făcut? Cu spreaderul cred că am dat cu var. Și pentru îngrășământ ce am folosit? Stați așa că nu mi se leagă ceva. Vreau să-mi amintesc exact ce am făcut. Nu. Cu spreaderul am dat cu îngrășământ și cu vara am folosit... am folosit remorcuța asta de la Bredel, cred că se citește. Ok, gata. Gata, mai că mi-aminteam ceva, că am avut și remorcuța aia. Bun, o să iau și paleții ăștia, o să-i pun, probabil în bunker, în garaj, mi-e place ce să-i zic bunker, la asociez cu niște buncăre pe care le-am văzut eu în America.
într-un clip în America. Aici avem, stați puțin, că vreau să văd și cam câți paleți am. Am 4 de lână, asta e clar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 11 de jucării de pisici. Bă, cred că iau ceva bonuți. Cred că e un jur de 20.000. Acum, dacă nu aproximez exact cum trebuie, îmi pare rău, dar eu cred că e un jur de 20.000. Hai să zicem minim 20.000. Ia! Yeah. Vezi că mai apărut lucruri pe aici pe care nu le-am văzut la domn primar. Domn primar, văd că s-a dezvoltat destul de mult. Îmi place foarte mult cum și-a delimitat aici zona cu copacii ăștia. Doamne, deci e genial. Dec să pună gard, să cheltuiască o grămadă de bani, a pus copacii ăștia și arată mult mai, nu știu, mult mai prietenos în colțul ăsta. Avem foarte mulți copaci în partea aia, nu știu exact ai cui sunt, nu știu pe cine am în stânga. Deci în dreapta știu sigur că îl am pe Cosmin, aici știu sigur că îl am pe Cătălin, mai dincolo de Cosmin, acolo în colțul ăla din îndepărtare, îl am pe Trumpe, lângă Trumpe e Alin, lângă Alin e Nico, sub Nico e domn primar, bine, nu se înțelege greșit, sub Nico pe hartă e domn primar. Și cam atât, restul nu știu pe unde sunt băgați, nu știu unde e Ciprian, de exemplu, nu știu unde e celălalt Alin, nu le știu exact. Ah, și mai am aici în stânga, doamne, deci am uitat și numele vecinilor. Mai am în stânga pe cineva, știu că am lucrat foarte mult la el. Nu Cosmin, Cosmin e în dreapta. Mai e un băiat în stânga la care am lucrat eu foarte mult și am făcut foarte mulți bani cu el. Bine, am și muncit cei drept câte 4-5-6 ore, dar am și făcut bani. Ia să vedem cât luăm pe astea, momentul adevărului. 43, bă, am luat dublu față de cât am estimat, asta este foarte bine. Am loc să întorc aici? Nu prea. Nu prea am loc, e. O forțez puțin? Hai că am reușit. Bun, deci am desemănat, clar, terenurile sunt pregătite pentru semănat, în silos mi se pare că am niște boabe de soia și niște rapiță, nu o să le țin acolo, nu le vând, chiar dacă ar fi prețul bun, vreau să-mi fac un stoc mai mare și când vând să știu că iau o sumă de bani de care mă pot folosi, deci practic în silosul ăla am un fel de pușculiță. În rest, ce mai avem de făcut rapid? De dată mâncare la animăluțe, la oi, dar și la găini, nu știu de ce tot timpul în loc de oi zic vaci. Dar oricum, cred că ați putea să începeți să subînțelegeți voi. Bă, când zic vaci, mă refer la oi. Eu neavând vaci, e logic că mă refer la oi. Doar că din instinct îmi mai scapă opa buriana asta, mă cam enervează aici. Cam strică aspectul. Aici o să-mi fac eu zona de pădure. Aici vreau să-mi fac drumul off-road. V-am postat acum ceva timp pe comunitate. Să alegeți dintre trei variante, ați ales să începem prima dată cu plasarea fabricilor și asta o să facem probabil data viitoare, fie pe episod, fie pe live, cred că mai degrabă pe episod, adică mâine. Am un buget destul de rezonabil și aș putea să mai strâng niște bănuți până mâine, așa că sigur vom putea plasa măcar două dintre fabricile pe care mi le doresc. Sper să rămână bani și de amenajare în schimb, acolo e cam ciufută treaba, că acolo cheltuiesc foarte mult. Am încercat să evit puțin, dar cu delay-ul nu am rezolvat. Bun, mai am o problemă pe care vreau să o rezolv și anume la în grădina cu serele cu flori, în grădina cu flori, dacă putem numi așa, stați să parchez și o remorcuța asta. Deși nu o parchez pentru că o să-mi trebuiască, fie o las aici. O las aici cu tot cu JCB. O să am nevoie mai încolo. Vreau să iau clasul pe care doar cel parcasem și eu și să iau cisterna. Bă, iau și cisterna că o să am nevoie și mergem direct la grădina cu flori. Acolo am de făcut un mic upgrade. M-am gândit eu la o chestie. Bine, mi s-a mai propus treaba asta. Mi s-a mai propus treaba asta și de către alții vecini, adică mi s-a sugerat. Doar că n-am luat-o în calcul atunci. Atunci mi se părea că nu prea am de făcut nimic în fermă și că ar merge să muncesc destul de mult. Ce vreau să fac acolo? Ei bine, să rezolv problema cu apa. Eu ca să aduc apă din zona asta, din zona fermei, cu această cisternă incredibil de mică, trebuie să fac în jur de, nu știu, 7 drumuri până la grădina cu flori. Drumurile astea îmi iau nici mult, dar nici puțin. Îmi iau în jur de 30, poate 35 de minute să le fac. În 35 de minute eu aș putea să fiu mult mai productiv și să mă ocup cu altceva și să fac niște balos, să semăn, să trer, vreau să zic, să recoltez, să dau cu fertilizator.
Bă, orice, orice, să scot burienile. Bă, aș putea să fac orice mult mai productiv decât să stau să mă plimb așa 40 de minute. Du-te cu cisterna, aprovizionează serelele cu apă, alea de flori, întoarce-te înapoi, altă cisternă și tot așa. Hop, 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 că mi-a intrat alarma la telefon. Practic eu acum trebuia să mă trezesc. Când mi-a sunat alarma, doar că sunt treaz de vreo 3 ore. Bun. Și atunci, ca să nu mai fac drumurile astea și să nu las în paragină zona asta, care mi se pare interesantă, mai ales că am iarba asta în două culori, bă, sunt mândru, mă gândeam să pun un rezervor cu apă. Un rezervor cu apă, practic, munca pe care o fac acolo, încărcatul cisternuței cu apă și alimentatul și aprovizionatul cu apă al serelor, să-l fac și aici, adică să nu mai fac drumuri de acolo până aici. Și atunci, unde aș putea să pun eu această mică cisternă fără să-mi stric terenul și să fie și cât de cât ușor de accesat? Și atunci, dacă era să dau click aiurea. Și atunci, am nevoie așa, deci mă duc la unelte, nu e la unelte, container, opa, e la container, nu, rezervor de apă, ba da, ăsta e. Ăsta l-am și în partea aia, da, ăsta. Mamă, e camăricel. Mă gândeam că e mai micul, nu știu de ce mi-l imaginam eu mai mic. Aici dacă îl pun o să-mi ridice mult, o să-mi facă ca un dâmb. Deși aici ar fi gen locul perfect pentru el. Să-l pun aici. Doar că o să-mi ridice mult de tot. Și atunci unde aș putea eu să-l mai pun? Aș putea să-l pun aici. Deci aș putea să-l pun aici în spatele garajului. Sau pur și simplu aș putea să-l pun aici. Undeva random pe mijlocul curții, ca să zic așa. Și cred că o să vin cu el aici. Ia să vedem. Aici ar fi mai practic. Și vin cu el nici chiar în gard. Uite, cam așa. Dau click? Dau click. Dau click? Dau click. Dar stați, mai întâi, înainte să dau click, mi se pare că mi-am aranjat webcam-ul ăsta și ba sunt așa, ba sunt așa. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Mamă, și-am trecut ăsta așa lărguț. Nu e cald aici, nu e cald aici. Cum aveți în România, știu că de câteva zile și maică mi-a zice și vărul meu îmi zice că e foarte cald în România. Nu e cald aici, doar că astăzi este mai bine. Ieri am avut 13 grade, astăzi mi se pare că sunt vreo 15. Ceea ce îmi permite aroganța asta să port un tricou mai golaj la gât. Bun, bă, arată bine, n-a deformat absolut deloc. Nu e nici până în gard, adică nu e și feng shui cum ar trebui. Hai să vedem acum cât de ușor aprovizionăm aici. Să facem un test. Nu o să stau să aprovizionez tot. Vreau doar să fac un test. Deci eu vin pe poartă. Stați așa, nu, stați așa. Facem roleplay, roleplay, stați așa. Dă roleplay, facem simulare. Deci eu intru pe poartă cum ar veni, da? Ca să intru pe poartă trebuie să ies în primul rând. Fac o curbă de asta nebună în loc așa. Bam, frumos. Oh, 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 cam amețit că sunt după somn. Ușor. Fac o curbă de asta nebună și zic, hopa, să aprovizionăm cu apă. Mă opresc aici. Da, hai să vedem cât de practic e. Bine, trebuie să sar puțin aici. Dau drumul la apă. Am luat drumul la rezervor. Ia să vedem. Am dat drumul la rezervor. Să presupunem că s-a umplut acum, da? Hai să zicem, bă, s-a umplut. E 100%. Cum fac eu să bag aici? Ha, pur și simplu întorc. Bă, hai că am loc și de întoarcere. Deci aici aș avea, bă, am loc în toate, deci doar încarc de acolo și pe urmă decât vin și descarc, am loc. Credeam că nu o să am loc, nu știu ce mi-imagineam eu, că rezervorul ăla este, că mi-ocupă prea mult dacă îl pun aici în mijlocul curții, dar nu, că am loc lejer să mă învârt. Vin frumos, am băgat pizza și să vină bănuții. Bă, uite, am și două căprioare, foarte drăguț, foarte peisagistic. Bun, lăsăm mini cisterna aici, o lăsăm fix pe triggerul de încărcare, bă, și așa. O să-i dau așa să se încarce și o și decuplez. Ea se încarcă în continuare. Am testat asta deja. Ia, se încarcă și dacă nu e cuplată. Și ne ducem înapoi în fermă pentru că avem de dat mâncare la animăluțe. Pentru a da mâncare la animăluțe. A, apropo, ca o paranteză, aici vreau să fac drum. Vreau să fac drum doar că mi-e frică de costurile pe care o să le am. Uite câte oaiețe are domnul Cosmin aici. Lei. Ce dar? A, uite, vezi? Cum am apropiat de ferma lui, am scăzut de la 58 de FPS-uri la 51. 51-46 chiar. Cum mă îndepărtez, pac, chiar așa am 58-59. Uite, trumpe are pădure acolo în spate. Bine, el are ferma cumva ascunsă de pădurea, nu știu. E așa, e o zonă foarte dubioasă la el acolo. Zici că ascunde lucruri.
Ah, și apropo, ce-am mai găsit eu acum două zile de asta, eu cred că s-a dat rollback sau ceva la server, mi-am găsit Mahindra aia micuță pe care eu o luasem și pe care la un moment dat am aruncat-o la el acolo. Ulterior, după ce am închis live-ul, bineînțeles că am înapoiat-o la magazin, practic n-am lăsat-o acolo ca să-i încurce lui ferma. Ei, când am intrat, nu ieri, al arteri, mi-am găsit Mahindra încă închiriată. Nu știu dacă era tot acolo la el sau ce s-a întâmplat, dar încă mi-a apărut aici în meniu ca fiind închiriată. Și că tot veni vorba să vedem ce avem la reducere, ca să n-am verificat. M-am zis Ferguson ăsta de 100 de cai nu mă interesează. Asta este mânătoare de... Să-și poate în loc de plug. Asta practic îmi pregătește terenul pentru semănat. Uite așa, deci ăsta e John Deere și ăsta e Bednar. Un scarificator, ok, scarificator și asta este pentru recoltat. Ăsta e header-ul, nu? E header-ul pentru combina, nu? Stai așa puțin. Ăsta e header 100%, nu? Aparat de teren se cuplează la mașină de recoltat fraj. Da, deci dacă dau pe el click detalii, nu pot să văd cu ce se combină, nu pot decât din magazin. Am înțeles. Ok, pentru floarea soarelui, sor și toate cele. Ăsta e 27.000, e ieftin, dar n-ai ce să faci cu 100 de cai putere. Aici însă... Dar nu e mă, că decât să folosesc ăsta, mai bine folosesc un sprayer de la pe care l-a găsit pe spate. Chiar dacă nu pot să încarc în el 4.300 de litri, dar la ce terenuri am eu, e suficient. Și când zic de spate, mă refer la ăsta. Adică n-are rost să dau banii pe ăla, uite ăsta. Îl folosesc frumos pe ăsta. Cât are? Are 1200, pun și ăsta adițional, ajung la 2700. E suficient 2700 de... Chiar dacă ăla are aproape dublu, adică nu am ce să fac cu atâta. Mai bine îl folosesc pe ăla, îl închiriez când am nevoie și nu trebuie să-mi cumpăr un utilaj special pe care să îl țin în ferma aiurea, să nu știu, să-mi ocupe spațiu și să nu-l folosesc destul de des. Cât despre închiriat, nu e ca și cum l-aș lua și ar fi cerere de închiriere a lui și atunci cumva pot să-mi scot banii pe el închiriindu-l. Nu, toată lumea are utilaje, nu mai vorbim de închirier, nu mai vorbim de nimic de genul. Opa! Uitați-mi de loading wagonul ăsta. Bun. Ce vreau eu să fac aici? Păi vreau să fac următoarele. Vreau să-mi fac niște... Nu, păi în primul rând hai să dăm mâncare la găini, stați așa. Până facem baloții pentru porcuți, să dăm niște mâncare la găini. Ca să nu... Bine, ni s-a oprit producția de ou, dar aș vrea să nu mai stea oprită foarte mult timp. Am deja, uite, un palet... Și jumătate și aici aproape un palet. Bă, a mers ceva producția. Grâu nu prea am. Problema e că n-am apucat să semăn grâu aici, că n-am avut timp. Și sincer, nici astăzi n-am timp să semăn grâu. Nu o să vă mint. Eu după ce închid, după ce termin pe episodul de filmat, evident, le editez, o să-l postez, că de asta îl și vedeți acum că a fost postat între timp. Dar cred că cel mai sigur în momentul în care voi vedeți asta, acum, dacă sunteți printre primii, nu știu, 500 de oameni care văd clipul, eu deja sunt la muncă. Cred că și în primii 1000 dacă sunt la muncă, pentru că lucrăm 12 ore. Păi, efectiv, e o viață de om. Deci 12 ore la muncă, e o viață de om. Chiar stăteam și mă gândeam, zic, bă, dar de ce mai plătesc eu chirii? De ce nu vorbesc acolo la muncă, la depozit? Să mă las eu direct, să dorm pe acolo, pe undeva. Bumeau o saltea, mi-aduc salteaua de acasă și cu patul, că am un pat de la de... Un pat metalic care se desface și se face destul de ușor. Să dorm acolo, la ce mai dau chirie? Plătesc așa, baiurea, chirie, taxă la primărie, apă, curent. Să mă las acolo. Îmi cumpăr un laptop, nici nu mai am nevoie de PC, că oricum toți ziceam eu că îmi schimb PC-ul. Îmi iau un laptop de gaming frumos, că pentru farm merge. Fac live-uri de la muncă, dorm acolo și nu mai pierd timpul pe drum. Trebuie să mă la 12 ore. Deci pe lângă 12 ore, că la asta mă gândeam. Deci eu petrec 12 ore la muncă, ok. După 12 ore, dar până să petrec 12 ore la muncă, v-am zis, trebuie să ajung cu un sfert de oră mai devreme. Asta înseamnă că deja avem 12 ore și un sfert, 12 și un sfert petrecute la muncă. După ce petrecem astea, hai să calculăm și drumul. Până la muncă fac în jur de 10 minute cu mașina.
și un 15 la întors, că dimineața e puțin mai aglomerat. Deci eu petrec aproape, ca să rotunjim, petrec aproape 13 ore plecat de acasă și acasă doar 11 ore. Iar din alea 11 ore, eu trebuie să, na, trebuie să mai fac și eu un duș ca oamenii, trebuie să mai și mănânc și eu măcar o dată pe zi, că la muncă nu mănâncă, nu-mi place. Adică sunt obișnuit să mănânc acasă, o masă și aia. Așa și trebuie să mai și dorm. Deci eu practic nu prea mai am viață personală în astea 4 zile. Și atunci, dacă eu petrec jumătate de lună la muncă și jumătate acasă, de ce să nu, de ce să nu mă mut acolo? Sau să ne dea la toți, că nu cred că sunt decât eu în situația asta. Bă, să ne dea la toți. Să ne fac acolo, nu știu, o parte a depozitului, să o împartă niște cămăruțe mai mici sau să ne pună corturi, să dormim la cort. Să stăm reacu acolo la muncă, dacă tot petrecem mai mult acolo decât acasă. Bă, și gândiți-vă că sunt unii, bine, la asta mă gândeam eu, și de asta vă sugerez să vă gândiți și voi, că sunt unii care au familie, au copii. Gândiți-vă că oamenii ia petrec mai mult timp cu mine la muncă, spre exemplu, că sunt colegii mei, decât petrec acasă cu familia. Tristuț, chiar dacă râde, e tristuț. E tristuț. Dar m-am gândit la asta, zic, bă, eu măcar sunt singur, știi? Eu mă duc acasă, mă doare în cur, mănânc, mai stau pe telefon, mă uit la un vlog, la un film, la a... Da, n-am responsabilități din astea. Bă, da, sunt oameni care au familie, au copii și petrec cu ei 10 ore și la muncă 12 și 2 pe drum, că sunt unii care revin de la... care vin de departe, din Leicester, din Coventry, mă rog, de la, cum zicem, 15-20 de mile distanță. Abia ăia sunt puțin dezavantajați, defavorizați. Bă, cam câți balos să fac? Hai să facem un 3-4 balos ca să-mi ajungă astăzi. Bine, să-mi ajungă astăzi la noapte și mâine dimineață când vin de la muncă, cu siguranță o să mai fac, nu știu, câțiva. Momentan câți am? Momentan am decât un singur balot, ok. Hai că e bine, e bine. Dă-i în față, dadule, că încă 1, 2, cred că 2 baloți avem până acum. Bă, măcar 3, 4 să fac. O iau așa, nu. Hai să ne întoarcem. Da, da, ratez aici. Hai să ne întoarcem. Stai așa. Stai. Stai că nu vreau să ratez nimica. Nu vreau să ratez nimica, vreau să iau și asta. Ia. Yeah. Reușesc așa? Gata, m-am reușit. Așa. Acum. Bă, nu mai știu să folosesc cositoarea, mă, ce doamne iar cum se întâmplă. Câți am până acum? 1, 2. Am o decât 2. Bă, nu, nu există mă așa ceva. Așa. Am făcut-o și pe asta. Și acum am putea să ne ducem și în față ea. Ca să mai scoatem unul. Uite, unul pică fix aici la botul calului. Hai să facem 100% și cred că ne oprim. Yeah. Bun. Ne-am oprit. Cât scoate? 2, nu? Hai mă, că am nimerit-o. Am nimerit-o. Hai să strângem. Gata. S-a strâns balutiera. Punem cositoarea la locul ei, că îmi place să fiu organizat. V-am zis, nu știu astăzi ce s-a întâmplat, le-am găsit așa. Dar să știți că în mod normal sunt destul de organizat. Încă refuz să cred că eu am lăsat alea atât de dezorganizate. Spreaderul, JCB-ul pus lângă sere, deși părea parcat frumos, v-am zis. Cisterna lângă ăla, lângă nocturna aia, adică încă nu înțeleg cum au aterizat acolo. Hai de bre, dă-i calmea cu spatele pie... Bă, doadule, ce dracu... Ai pierdut... Ia, uitați-vă și... De ce dracu mă fac de râs? Hai de bre că nu-i distanța mare, mai dai puțin cu spatele. Hai, așa... Ia, uite, n-a decuplat la timp. Bre, gata. Ce dracu mă fac de râs? Ba, și-o puse oricum, e strâmbă ca... Nu mai zic. Dacă aș parca așa mașina și în realitate, s-ar alege praf. Gata, bun, hai să adunăm ăștia. Să-mi dau mâncare la animăluțe. Da, mâine cel mai probabil, mâine o să mă bag pe...
pe plasatul fabricilor și totodată o să încerc să amenajez zona cât de cât. Bă, vezi că avem 2, 3, 6, 6 baloți. 6 mini baloți. 3 aici și cu 3 în partea asta. Ia uite. O să iau așa? Ia. A, nu merge. S-a încercat o schemă, dar s-a și renunțat tot la fel de repede. Opa. Uite, bine. Ok, 4. Nu le mai pun 5, că oricum nu pică. Sunt mici, sunt ușori, eu nu merg fraudulos, deci n-a... Opa, vezi că sunt mai mulți. 3, 7. Ho-ho-ho-ho. Vezi că s-a muncit aici. Sincer, vreau să mă apuc și de semănat, doar că mi-ar lua foarte mult timp și întârzi la muncă. Plus că mai am de urcat clipul, îl mai am de editat puțin, ca să dau două cut-uri, că m-am bâlbâit. Și pe urmă iar mai apare câte un răutăcios care mă face bâlbâit. Nu că n-ar avea dreptate, dar dacă tot avem tehnologie și putem să scoatem bâlbele, pelea grave, că bâlbe mai sunt așa pe episod, dar le scoși o pelea mai mari. Să nu mă fac chiar de râs. Bine, că ăștia care sunteți mai vechi, sunteți obișnuit cu mine, cu ticurile pe care le am. Dar mă gândesc eu că poate mai apare vreo persoană nouă pe canal și aș vrea totul să-i fac o impresie bună. Să nu mă ia din prima de bâlbâit. Hai de breu odată. De ce te întrerup dacă nu e nimeni aici? Bun. Săracele oițe. Săracele de când au mai mâncat. De când am mai mâncat? Ia uite cum l-au luat, bă, nici n-am avut. Sunt rupte. Sunt oițele mele rupte. Oare chiar ia pe toți? Ia să vedem. Mamă, pe toți mie. Nu cred că rămâne niciunul pe plus pentru la noapte. Cred că trebuia să mai tai eu vreo 2-3. Ca să am producție continuă. Mă, vere, mi-a luat pe toți. Ia. Și încă mai mergeau. Ferească Dumnezeu. De când nu le-a mai dat să mănânce. Sunt rupte. Nu, nu o să mai iau acum. Nu o să mai iau acum, dar trebuie să țin cont. Uite, mai am palet și aici. Mai am producție de palet cu jucării pentru pisici. Bă, iar terenul ăsta de aici, vă zic sincer, e destul de bun. E bun rău de tot terenul ăsta. Că uite, vezi, îmi asigură mâncarea pentru porci. Ăsta, doamne, porci, vaci, dar numai oi. Bă, deci eu am porci, vaci, am orice, dar numai oi n-am. Numai oi n-am. Deci am toate animalele din lume, toate animalele domestice din lume, numai oi nu am. Deci oi nu. Porci, vaci, nu știu, canguri, hamsteri. Bă, da, oi, nu nimerez niciodată să zic oi. Ok. Bun, păi, cam asta a fost activitatea. Vreau să vă asigur prin episodul ăsta. A fost mai mult așa de, cum să zic, să-mi iau eu un update din fermă, un status, să văd cum sunt terenurile, unde am rămas ultima dată, ce mai am de făcut, să-mi dau de mâncare la animăluțe și totodată să vă asigur că nu mi-am abandonat ferma, încă îmi place aici, chiar dacă văd că nu prea mai e mișcare. V-am zis, am intrat și ieri și alarteri, nimeni, nobody, ia uite. Deși au niște bugete măricele băieții, dar aparent ori s-au plictisit, ori s-au mutat prin alte sate, nu știu ce s-a întâmplat, nici măcar pe domn primarul l-am mai văzut pe aici. Domn primar a și fost ocupat, ce-i drept, dar și bugetul de 72.000 când o intra, o să aibă un șoc. Nu știu cum își astupă gaura aia, dar o să aibă de muncit destul de mult. Și poate profităm de ocazia asta, poate dumnealui se regândește să reînceapă afacerea cu noi, să ne redea producția de scândură și atunci și noi îi dăm bănuți, el ne dă scândurică, toată lumea este fericită și sudăm din nou o prietenie și o colaborare, că toți suntem gard în gard aici și pe server. Ei bine, vă mulțumesc pentru vizionare și mă ajută foarte mult dacă dați un like la clip, extraordinar de mult, și un comentariu, e mană cerească, pa!